Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Acum vă invit, scumpii mei, să citim din Scripturi. În seara aceasta vom citi din Vechiul Testament, 1 Samuel, capitolul 16. Vom citi despre David. El este al doilea împărat al lui Israel din această lecție cu numărul 3, din această predică cu numărul 3 din ciclul de lecții împărații Israelului. 1 Samuel, capitolul 16, vom citi doar primele 3 versete. David este un personaj foarte cunoscut. Vă rog în numele Domnului să vă ridicați în picioare. Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te, te voi trimite la Isai, betleemitul, căci pe unul din fiii lui mi-am ales ca împărat. Samuel a zis, cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Și Domnul a zis, să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc o jertfă Domnului, să poftești pe Isai la jertfă, eu îți voi arăta ce trebuie să faci și îmi vei unge pe acela pe care îți voi spune să-l ungi. Amin. Sfinții Domnului, vă rog să vă reașezați. Am mai trecut o jumătate de săptămână din viața noastră, suntem înaintea lui Dumnezeu din nou, cu frații, cu surorile, cu oamenii care se tem de Domnul. Suntem oameni așa de ocupați, viața noastră este așa de stresată și faptul că venim în timpul săptămânii să ne închinăm lui Dumnezeu arată spre ceva ce este în sufletul nostru, înspre adorarea pe care vrem să o manifestăm împreună în sărbătoarea acestui serviciu divin. Chiar dacă e seară, suntem mai obosiți, dar ne bucurăm să încheiem ziua aceasta știind că ne-am făcut datoria nu doar față de familie, nu doar față de noi înșine, ci și față de stăpân. Stăpânul acesta de-a lungul anilor a fost bun cu noi și ne-a binecuvântat. Și bunătatea lui se înnoiește în fiecare dimineață și este veșnică. Lăudat să fie numele Domnului! În seara aceasta, scumpii mei, în ciclul acesta de predici intitulat Împărații Israelului, cu scopul să învățăm mai bine și mai concret despre un anumit segment al Vechiului Testament, al poporului evreu, am ajuns la lecția cu numărul 3, la cel de-al doilea împărat, fiindcă o lecție a fost, o predică a fost de introducere. Gândindu-ne la David, ca un împărat pe care l-a ales Dumnezeu, ne gândim la omul care a influențat cel mai mult istoria Israelului. Despre David se predică foarte mult și fiecare parte din viața lui poate să devină o predică. Imaginați-vă că ceea ce pot eu să spun în 30 de minute este destul de general. Vreau să vorbesc, să surprind câteva aspecte din viața lui David, pentru ca în felul acesta să se sedimenteze în mintea noastră câteva informații cu caracter general despre istoria lui și apoi ca și aplicație practică despre perspectiva noastră. David, asemenea tuturor oamenilor, a fost un om cu defecte și calități. El a fost ca noi. Mai întâi persoana lui David. La vremea când Domnul a chemat, era cel mai tânăr dintre cei 8 băieți ai lui Isai, din seminția lui Iuda. În Scriptură, numai el poartă numele de David, punând în evidență locul special pe care el îl are ca și strămoș al Mântuitorului după trup. Cel mai de seamă dintre fiii lui David. În Biblie numele lui este menționat de foarte multe ori, aproximativ de 900 de ori, 893 de ori. Numai în Vechiul Testament se fac 58 de referiri la David, inclusiv titlul dat uneori Mântuitorului, Fiul lui David. Pavel spunea, Iisus este din sămânța lui David după trup, Romani, capitolul 1, versetul 3. Ioan scria că Domnul a spus despre sine, eu sunt rădăcina și sămânța lui David, Apocalipsa, capitolul 22.
În Vechiul Testament, istoria lui David este prezentată pe un spațiu destul de larg. De la 1 Samuel capitolul 16 până la 1 Împărați capitolul 2 și paralela sa, adică se repetă în 1 Cronici de la 2 la 29. David s-a dovedit a fi un bun strateg militar, un cântăreț inspirat de Duhul lui Dumnezeu, de la care ne-a rămas o parte din cea mai aleasă moștenire devoțională. Faima lui ca și cântăreț iscusit a ajuns până la curtea împăratului Saul, motiv pentru care a fost chemat și a intrat în anturajul curții regale. Câteva cuvinte despre familia lui. El este un strănepot al lui Boaz și Rut. David fiind cel mai tânăr dintre cei 8 frați. El a crescut îngrijind oile ca și păstor, ca și cioban. Mai târziu el menționează că muncind la oi, a deprins curajul să lupte cu animalele sărbatice care îi atacau turma, dar și dragostea să se îngrijească de oi, de oițe, de mielușei, de cea rănită. Așa se face că el a rămas un om, pe de o parte, foarte viteaz și pe de cealaltă parte, un om foarte milos și tandru. Asemenea lui Iosif, el a avut de suferit mult de pe urma fraților lui care l-au invidiat, dar l-au și disprețuit. Întotdeauna cel mai mic este privit ca cel mai inferior. Uneori faptul că ești ultimul este asociat cu inferioritatea. Evident, această atitudine este nespus de greșită. El avea să dea naștere liniei genealogice a Mântuitorului menționată în Evanghelia după Matei în primele 17 versete. Câteva cuvinte despre ungerea lui David ca împărat și prieten al lui Saul. Când Dumnezeu l-a lepădat pe Saul ca și rege în Israel, i-a descoperit lui Samuel că David va fi următorul împărat. Nu Samuel l-a ales pe primul împărat Saul și nici pe al doilea. Dumnezeu i-a ales. Lepădarea lui Saul de către Dumnezeu a avut urmări dramatice pentru el. Prima dintre ele este faptul că l-a părăsit Duhul lui Dumnezeu. Nu există tragedie mai mare pentru un muritor decât să-l părăsească Duhul lui Dumnezeu. Nu să îi iasă sufletul din trup e cea mai mare tragedie. Asta nu-i tragedie. În funcție de circumstanțele vieții, asta poate deveni tragedie pentru cei care rămân în urmă. Dar când Duhul lui Dumnezeu îl părăsește pe un credincios, este o mare tragedie. Asta înseamnă că el își pierde veșnicia. Când David a păcătuit, primul lucru pe care l-a făcut a fost să se roage, Doamne, nu-L lua pe Duhul Sfânt de la mine. El a învățat din istoria predecesorului său. Al doilea lucru tragic care s-a întâmplat cu Saul, pe lângă faptul că a plecat Duhul Sfânt de la el, este că o stare de adâncă depresie i-a cuprins sufletul, pentru că un duh rău a venit la el. Când Duhul lui Dumnezeu pleacă, trebuie să vină un alt duh. Dacă pleacă cel bun, nu are de unde să vină, nu are cine să vină decât unul rău. Uneori David îi cânta cu arfa și Duhul rău se depărta de la el. Samuel l-a uns pe David la Betleem, când acesta avea doar 18 ani. Relația dintre Saul și David s-a stricat odată cu evenimentul în care David l-a omorât pe Goliat, apărând numele Domnului și faima poporului său. Atunci când cântarea de laudă a femeilor l-a așezat pe David într-o poziție de superioritate în comparație cu Saul, a intrat în inima lui Saul o invidie fără margini. Biblia menționează că din ziua aceea Saul a privit cu ochi pe David, 1 Samuel 18 cu 9, din ziua aceea când a răsunat cântarea femeilor, că David e mai grozav, e mai viteaz, e mai puternic, e mai curajos. Popularitatea lui David a trezit suspiciunea lui Saul, motiv pentru care tânărul împărat, pentru a-și scăpa viața, e obligat să fugă, să se ascundă și ajunge la granița Iudeii cu Filistia și acolo se pune în slujba împăratului filistean, unde își găsește protecție ca să scape de Saul. În al patrulea rând, dușmânia lui Saul pentru David. Chiar dacă David a devenit ginerele împăratului, relațiile dintre ei s-au stricat tot mai mult și relația de ginere-socru, de tată-socru, n-a avut absolut nicio valoare pentru Saul. El a fost un om pentru care relațiile de familie n-au contat. Biblia menționează că Saul toată viața i-a fost vrăjmaș lui David,
toată viața asta este, scrie în Biblie negru pe alb, în 1 Samuel capitolul 18, versetul 29. Saul i-a retras onorurile lui David. Era împărat, era ginerele său, dar toate onorurile i-a retras ca să-l umilească și să nu își îndrepte poporul privirile înspre el. De multe ori a încercat să-l omoare, de cel puțin 4 ori, în capitolul 19 cu 10, versetul 15, 20, 21, 23, 24 și inclusiv în procesul căsătoriei cu fiica sa Mical. 1 Samuel 18, 25 la 30. Se pare că Saul a fost influențat de un grup de oameni din anturajul său împotriva lui David, pentru că asta o spune David în 1 Samuel, în capitolul 24, versetul 9. Îi spune, tu asculți de oamenii din jurul tău care îți spun că eu te urăsc, omule, n-am nimic cu tine, eu nu te urăsc, de ce te iei după ei? Este interesant că în această perioadă grea din viața lui David, doi dintre copiii lui Saul, Ionatan și Mical, se aliază cu David împotriva tatălui lor. În al cincilea rând, privind în Scriptură, vom vedea despre faptul că David este obligat să fugă de Saul. Fuga lui David de Saul. Zbuciumul sufletesc care a caracterizat inima lui David în această perioadă, urmărit de Saul, îl determină pe David să scrie conținutul psalmilor 37 și 59. Atunci când veți trece prin situații complicate, simțindu-vă singuri, nedreptățiți, fugăriți, citiți psalmii aceștia. Sunt scriși de un om într-un astfel de context. Mai mult de atât, din temerile acelor clipe s-a născut psalmul 56, în care găsim, pe de o parte, situația de criză în care el se află, dar pe de cealaltă parte, credința lui că Dumnezeu nu-l va lăsa și îl va apăra, îl va proteja. De aceea el se aruncă în brațele Domnului cu toată puterea lui și spune, mă încred în Domnul. Această atitudine este potrivită pentru cineva care trece prin necaz, care se face vulnerabil și care poate muri în orice clipă. E bine să citească psalmul acesta că e scris de cineva care urma să fie omorât din clipă în clipă. Dar el spune, mă încred în Domnul, el îmi va apăra viața. Domnul e în stare să apere viața nu doar de un om care vrea să te omoare, ci de orice lucru care te poate omorâ. Refuzul lui Nabal, un om bogat al vremii, de a-l ajuta pe David în perioada de fugar, a condus până la urmă la moartea acestui om fără minte, iar soția acestui Abigail, fosta lui soție, pentru că el moare, devine soția lui David. 1 Samuel 25. Următoarele capitole, capitolele 24-25 din 1 Samuel, prezintă generozitatea lui David, care îi cruță viața lui Saul de două ori, deși îl avea în mână, îl putea omorâ. Dar el afirmă că este unsul Domnului și nu îndrăznește să se atingă de unsul Domnului. Este imposibil să te temi de Dumnezeu și să-ți bagi joc de slujitorii lui. Este imposibil să mă respectați pe mine și să-mi bat jocoriți copiii sau nevasta. Este imposibil să te temi de Dumnezeul cerului și al pământului și să-i lovești slujitorii pe care el îi folosește. Cine se teme de Domnul, îi va respecta toți lucrătorii, toți slujitorii, tot poporul care e în jurul lui. Nu pentru că merită, ci datorită stăpânului în a cărui servire ei se află acum. După ce a scăpat cu multă greutate din dificultățile create de filistenii cu care el s-a asociat ca să scape de Saul, filistenii acestea care îi amenințau viața, el a înființat o ceată de oameni viteji numită ceata lui Adulam. Ceata aceasta de viteji era formată din niște viteji fugari, din niște aventurieri care nu mai aveau nimic de pierdut. De aceea luptau pe viață și pe moarte. Ceata aceasta de fugari a devenit mai apoi detașamentul militar de elită care apăra țara, care se împotrivea asediatorilor. Neputând să negocieze cu Saul, să-l îmblânzească, să reducă ostilitatea acestuia, David a ajuns la o înțelegere cu regele filistean, care se afla la granița cu Iudeea, și acesta i-a dat cetatea Țiglag, care se afla pe graniță, în schimbul folosirii acestei cete de,
de ostași, de fapt nu era ostași, ceata lui Adulam, ca să o folosească filistenii ori de câte ori avea nevoie de ea. Era o negociere, era de fapt un business. În al șaselea rând, să-l vedem pe David, rege la Hebron. David a fost mai întâi rege la Hebron și apoi la Ierusalim. Mai întâi la Hebron peste Iudeea și apoi la Ierusalim peste toată țara, că el a unit regatul. Regatul ăsta era format, de fapt nu era, erau 12 triburi. Fiecare își trăgea jar pe turtă, dacă îmi permiteți expresia. Însă el a unit triburile acestea, semințiile lui Israel. Mai întâi, David avea vreo 30 de ani când a ajuns la Hebron și a fost declarat rege. Asta s-a întâmplat imediat după ce a murit Saul în lupta de la Gilboa împotriva filistenilor. David este proclamat rege în partea de sud, în Iudeea, având ca reședință orașul Hebron. El s-a implicat și a realizat o armată foarte puternică și profitând de o conjunctură internațională favorabilă, adică ce înseamnă conjunctură favorabilă? Imperiul egiptean era slab în momentul acela. Mesopotamia era în declin, Asiria și Babilonia de asemenea. Nu mai exista un imperiu foarte puternic. Și el a profitat de slăbirea acestor imperii care erau în declin și a format o armată puternică și a început să lucreze intens la ridicarea țării și la lărgirea hotarelor. În trei campanii succesive, David sfarmă puterea filistenilor, a moabiților și a edomiților. Realizează relații de prietenie cu Fenicia, cu împăratul Hiram al Tironului și cu Talmai al Geșurului și cu regatul Hamat și se înconjoară de prieteni care devin un scut în cazul când alte imperii vor veni să-l asedieze. Deși David a păcătuit grav cu o femeie și i-a omorât soțul pentru ca să își acopere păcatul, în intenția de a-și acoperi păcatul, totuși, pocăința lui sinceră, autentică, până în pulberea pământului, l-a determinat pe Dumnezeu să-i redea grația. Lucrul acesta, priviți-l în Psalmul 51, spre exemplu. Ca dovada iertării de pline, Dumnezeu i-a asigurat domnia, dar nu numai lui, și urmașilor lui, pentru a culmina cu împărăția eternă a lui Mesia, care era un descendent după trup a lui David. Primii 7 ani și jumătate ai domniei lui David la Hebron peste Iudeea, atât a domnit el la Hebron. Deci avea vârsta de 30 de ani. 18 ani a fost când Dumnezeu l-a chemat și l-a uns ca împărat. Până la 30 de ani a fost un fugar și lucrurile au mers așa cum au mers pentru că Saul nu a vrut să-l lase să domnească. La 30 de ani ajunge la Hebron. 7 ani și jumătate domnește acolo. Primii 7 ani și jumătate pe care îi petrece acolo au fost limitați la regatul lui Iuda. Timp în care Isboșet, cel de-al 4-lea fiu al lui Saul, Saul murise, dar copiii lui rămăsese. Și Saul, pe al 4-lea copil, l-a făcut rege. Domnea și el peste triburile din nord, în capitala sa Maharim. Ei, relațiile dintre David, care domnea în Iudeea la Hebron, și acest Isboșet, care era un anonim, numai generalul Abner i-a dat valoare, au fost niște relații sângeroase și au fost bătălii fraticide. Dar atunci când a murit Abner, a murit și împăratul acesta. Și dintr-o dată piedica a fost luată. După moartea lui Isboșet și a generalului său Abner, care a fost un viteaz, David este recunoscut ca împărat în Israel și realizează unirea celor 12 triburi, a celor 12 seminții, ceea ce se va numi Regatul Unit sau Israelul. Aș vrea să privim în al 7-lea rând și în penultimul, să-l privim pe David ca rege la Ierusalim. După ce a domnit, așa cum anticipam, 7 ani, aproximativ și jumătate la Hebron peste Iudeea, David se hotărăște să înființeze o nouă capitală care se pretează la visul lui, la viziunea lui, dar și la țara aceasta care acum era mare și era în expansiune.
El a spus, Dumnezeu, Jehova, merită mai mult. Așa se face că omul acesta se uită după o nouă capitală, unde avea să domnească următorii 33 de ani, fiindcă David a domnit 40 de ani. El a demonstrat o politică și o înțelepciune remarcabilă, alegând drept capitală un oraș care în primul rând era relativ în centrul țării și în al doilea rând un oraș care nu era în bătaia drumurilor principale, pentru că scopul orașului nu era comerțul, ci era slava lui Dumnezeu. David a cucerit de la Iebusiți, Ierusalimul, care se afla la hotarul dintre Iuda și Beniamin, și a așezat acolo atât centrul religios cât și cel politic al țării. De atunci, Ierusalimul avea să rămână pentru întotdeauna o cetate importantă, care a jucat, joacă și va juca un rol important în istoria umanității. În afară de armata pe care o conducea Ioab, care era ruda lui, David a avut o gardă personală de corp care îl apăra. Și ea era formată din luptători filisteni, e destul de ciudat, a căror loialitate față de David nu s-a clătinat niciodată. M-am gândit și eu, nu s-a gândit și el că filistenii puteau să negocieze cu luptătorii din garda lui de corp și să-l asasineze? El a petrecut mult timp acolo cu ei. La ei a scăpat de Saul, de socrul lui, de fratele lui, de izraelit ca el. Dar așa a lucrat Dumnezeu cu el. Multe lucruri sunt greu de explicat, altele chiar inexplicabile. Un lucru spiritual pe care l-a făcut bărbatul acesta chiar atunci a fost că a adus chivotul legământului de la Kiriat Iarim și l-a pus într-un cort special în Ierusalim. În operațiunea aceasta a murit Uza, levitul, pentru că și-a permis să nu ducă chivotul Domnului pe umeri, cum era scris în Scriptură, și l-a pus într-un car nou, ca să fie mai confortabil. Întotdeauna confortul se plătește când îl aplicăm la Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cheamă la confort, ne cheamă la slujire, iar slujirea înseamnă osteneală și suferință. Cine caută confort, îl poate găsi acasă sau în bancă. Dacă te simți chemat de Dumnezeu, trebuie să scoți din minte ideea de confort. Dumnezeu încă nu cheamă pe nimeni la confort. Confortul va fi acolo, dar aici este slujire și este suferință. Iar omul pe care Dumnezeu îl cheamă, îl zămislește, îl crește, îl maturizează în anonimat, în suferință și în singurătate. Aceștia sunt trei parametri care definesc contextul și atmosfera unde Dumnezeu dăltuiește inima unui om care nu mai are nevoie de confort. Nu-i simte nevoia, nu-i duce dorul, ci dimpotrivă simte în sufletul lui o puternică dedicare pentru Dumnezeu și aproape că își găsește plăcerea în suferință, chiar dacă asta sună penibil pentru societatea americană care urăște durerea și de asemenea urăște lipsa de estetic. Domnia lui David se distinge printr-un lanț neîntrerupt de victorii militare. În primul rând, i-a înfrânt pe filisteni de repetate ori, a eliberat complet țara de sub influența lor, obligându-i să se retragă în câteva cetăți care erau specific filistene, Gaza, Ascalon, Asdod, Gat și Ecron. I-a supus apoi pe moabiți, popoare cu care mereu Israel a avut de furcă datorită relației de vecinătate, și apoi pe edomiți. Apoi a realizat negocieri și tot felul de relații cu tot felul de regi și de țări din jur împrejur. A semnat tot felul de tratate de pace. Pentru că lucrul acesta a socotit el că întărește relația. Celelalte popoare aveau obiceiul că întotdeauna un rege își căsătorea copiii, în general fetele, după băieții regilor vecini, pentru ca să întărească alianțe. David nu a făcut așa. David a știut că nu are voie să se încuscrească cu neamurile, dar el a semnat tratate, el a semnat tratatele, nu prin jertfirea copiilor lui. A semnat tratate
și i-a făcut prieteni. Aduceți-vă aminte când are nevoie de materiale pentru construcția templului pe care el nu are privilegiu să-l realizeze, dar realizează fiul său, ne spune că împăratul Tirului era prietenul lui. E adevărat că ăla slujea un alt Dumnezeu și prietenia era o prietenie la nivel politic. David a fost un om înțelept. Regii altor națiuni, pe fondul acestor relații și tratate, i-au căutat prietenia. Regele din Harnad i-a trimis darul, regele finician al Tirului a semnat chiar un tratat de pace cu el. Citiți în 2 Samuel 15, versetul 11. 2 Samuel 5, versetul 11. Închei cu caracterul lui David. Aici este partea cea mai vulnerabilă a unui om. Un om poate fi specialist în computere și poate să ajungă la o performanță ieșită din comun, dar caracterul va rămâne probabil în urma performanței profesionale. Pentru că cel mai greu lucru în viață nu este să excelezi în meserie și nici în relații și nici în altceva, ci este cel mai greu să excelezi în caracter. Pentru că odată să minți, cine te-a văzut crede că minți mereu și nu-l mai poți convinge că a fost un accident. Ăla te va vedea ca pe un mincinos restul vieții. Cine te-a văzut glumind, poate un pic mai mult, va crede că ești un om, ai gura spartă, ești un om neînfrânat, un om nechipzuit, un om care îți dai drumul la gură și vorbești prostii. Omul acela nu va ști că s-a întâmplat odată. Dacă te prinde pe picior greșit într-o altă situație, nu-l mai poți convinge niciodată. Dumnezeu, pe Dumnezeu îl poți convinge că te vede că te-ai schimbat. Dar la omul ăla nu te poți duce să-i spui, știi ce m-am schimbat, omul ăla spune, ai vezi de treabă, că te-am văzut odată, mi-ajunge. Un om își face o impresie după odată. Dumnezeu nu spune așa. Dumnezeu spune așa, dacă toată viața ai fost neprihănit, dar astăzi te prind pe stângul, pe stângul ești pentru mine. Și invers. Dumnezeu te judecă după astăzi, nu după ieri. De aceea pocăința de ieri e cea mai periculoasă pocăință. De fapt nici nu este, e doar o falsă pocăință. Pocăința de ieri era bună dacă muream ieri. Dar dacă din fericire sau nefericire n-am murit ieri și mai trăim și astăzi, pocăința de ieri nu ne ajută decât prin faptul că avem un pic de experiență, dar nu ține de foame astăzi. Este o vorbire aspră, dar biblică, reală, curată. Când vorbim despre caracterul lui David, vorbim despre ceva ce el a avut de lucru toată viața. Este și situația mea și situația dumitale. Biblia nu ascunde nici realizările și nici eșecurile oamenilor lui Dumnezeu. Pentru că folosindu-le, expunându-le, încurajează prin realizări și avertizează prin eșecuri. De aceea folosește experiențele oamenilor săi și de un fel și de altul. Politica internă a lui David n-a funcționat la fel de bine și n-a avut la fel de mult succes ca cea externă. În cea externă și-a organizat generali, și-a pus lideri, asistenți, departamente și lucrurile mergeau strună. El avea o armată, dar cu el, cu poftele lui, cu ispitele, cu slăbiciunile, cu carnea asta, cu firea asta pământească, el era soldatul, el era generalul. El era liderul, el era asistent, el era departamentul. În fața acestei cărni care te cheamă să faci prostii când într-un fel, când în altul, nu te ajută nimeni decât Dumnezeu dacă te smerești și dacă îl cauți. Caracterul este o chestie sensibilă pentru noi toți. Putem să excelăm în lucruri pe care le facem, dar asta este foarte diferit de caracter. Caracterul este altceva. Este ce sunt eu când sunt singur și când nu mă vede nimeni. Cineva mi-aducea aminte de o afirmație a cuiva, musafir la noi anul trecut. Așa să vorbești încât ai avea curajul și să vorbești duminică seara din sanctuar, aici în fața poporului. Așa să lucrezi încât ai vrea să repeți în fața poporului duminică seara ce lucrezi. Așa să discuți despre cineva încât și în timpul bisericii de duminică seara ai putea să discuți și să audă toată biserica. Asta înseamnă caracter. Ce ești când ești singur? Ce vorbești când crezi că nu te aude nimeni? Ce faci când ai impresia că nu te vede nimeni? Aia e caracter. Restul este imagine la care lucrăm, că avem nevoie de ea.
caracterul lui David. Adulterul cu femeia frumoasă care a venit să se scalde în fața palatului, a știut ea ce face, a fost poate cel mai mare faliment al lui. Este greu de crezut că un om ca David ajunge acolo, însă pe de cealaltă parte nu-i greu de crezut, că Biblia spune, blestemat să fie omul care se încrede în om, dar în același timp spune că inima aceasta este rea și nespus de înșelătoare și cine se încrede în ea e nebun. Noi avem impresia despre noi că suntem buni. Știți de ce? Pentru că ne-a ferit Dumnezeu de anumite păcate, ținându-le departe de noi. Dacă ne-ar lăsa singur o clipă, am vede noi sau am vedea noi cât de tari suntem. Apoi, calitatea pocăinței lui David în urma păcatelor făcute, crimă, adulter, calitatea pocăinței atrage admirația prorocilor. Natan și Gad au fost pur și simplu impresionați de autenticitatea pocăinței lui David și l-au binecuvântat. I-au văzut și mizeria și probabil că l-au disprețuit, dar i-au văzut și calitatea pocăinței și l-au admirat. Oamenii ăștia au fost niște oameni care au știut să vadă și bunele, nu numai relele. Să știți că ăsta nu e un lucru ușor. Chiar cu proprii copii și cu proprii tovarăși de viață nu e ușor să faci asta. Noi avem tendința să fim critici, să fim militaroși cu alții și să vedem greșelile altora. Așa e omul, că încolo te uiți cu ochii, nu înapoi. Pentru înapoi n-avem ochi, avem doar conștiință și dacă nu funcționează e complicat. Doi, poligamia a avut consecințe nefaste asupra casei lui. Incestul fiului său. Fratricidul altui fiu de al său, Amnon primul, Absalom al doilea, răzvrătirea beniamitului Sheba, care a produs mult necaz și o mare vărsare de sânge, încercarea unui alt copil de al lui de a lua tronul prin luptă și viclenie, atunci când Solomon a vrut să devină împărat al lui Adonia. Gândiți-vă numai la ce afirmație fac acum. Răscoalele conduse de fiii săi și de Sheba Beniamitul au fost reprimate fără nicio dificultate, pentru că aceste mișcări sociale au reflectat opoziția unor grupuri din semințiile din partea de nord, care au fost nemulțumite de autoritatea cu care David a condus țara. În partea de nord, el a venit din sud, acolo era inima lui și semințiile din nord, când au văzut cât de bine organizează el țara, încât nu mai poate mișca râul Ramu, vorba poetului din România, s-au văzut strânse, totul era socoteală, dare de socoteală, transparență. Au manifestat nemulțumire și au încercat tot felul de răscoale. Să știți că în timpul măreției conducerii lui David au fost mișcări de gherilă și tot felul de mișcări de grupuri din astea care și-au manifestat nemulțumirea și au încercat să incite, să se răzvrătească și să creeze partide. N-au reușit din două motive. Personalitatea foarte puternică a lui David și vitejia generalului său Ioab, care ținea totul cu o mână de fier și cu o armată bună. Una dintre marile lui dorințe a fost să construiască un templu pentru Dumnezeu, fiindcă el avea o casă din cedru foarte frumoasă. Însă Dumnezeu i-a interzis asta, spunându-i, tu ai vărsat mult sânge în viață prin natura felului în care te-am folosit. A cumpărat atunci proprietatea lui Omran, Ebusitul. A pregătit materiale de construcție pentru templu, materiale pe care le-a folosit fiul său Solomon când a ajuns împărat și a construit templu. La un moment dat, spre sfârșitul domniei lui, cam în perioada asta, și lui David i s-a bucurat inima pentru realizările omenești și a făcut un recensământ.
A făcut recensământul acesta ca să numere potențialul poporului. Armata, tinerii, bătrânii. Era fala lui, era munca lui, era organizarea lui, dar Dumnezeu n-a apreciat treaba asta și n-a apreciat-o nici Ioab, l-a mustrat. Și Domnul s-a supărat. Și când s-a uitat înspre o colină care era a iebusitului ăsta, pe colina aia ăsta ștreiera și își bătea griu snopii. A văzut pe îngerul Domnului cu sabia scoasă. Și atunci a știut că va veni mânia lui Dumnezeu. S-a dus imediat, a cumpărat proprietatea aia, care se numește Dealul Moria, Colina Moria, unde cu mult timp în urmă Avraam, ascultându-l pe Domnul, era gata să își omoare copilul, și pe muntele acesta, fiul său Solomon, va zidi templu. Dar David atunci a zidit doar un altar. Aici a zidit el un altar Domnului și s-a închinat înaintea lui Dumnezeu și și-a exprimat părerea lui de rău pentru greșelile pe care le-a făcut. Omul acesta a fost un om credincios, a fost un împărat minunat, a fost un general de armată grozav, a fost un politician și un diplomat de excepție, un muzician și un poet foarte talentat. Și după ce moare, David devine un personaj de legendă. Este un om cât se poate de uman, de la care putem învăța multe, lucruri de care să fugim și altele pe care să le îmbrățișăm. Suntem din carne ca el și viața, pe lângă că e scurtă, e lungă. De aceea, cea mai bună atitudine ar fi una de smerenie și de veghere, temându-ne de Domnul și iubindu-L pe El. Poporul Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Dumnezeu să ne dea un duc de rugăciune. Amin. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă bine.